Patrimoniul este moștenirea trecutului de care ne bucurăm astăzi și pe care o transmitem generațiilor viitoare. Moștenirea noastră culturală și cea naturală sunt două surse de viață și de inspirație de neînlocuit. Este doar o parte din mesajul Convenției privind protecția patrimoniului mondial, cultural și natural, adoptate la Paris în anul 1972. Astăzi, la Brilliant, onorăm spiritul acestei convenții printr-o discuție despre repere, modele, valori, identitate națională și patrimoniu, alături de un invitat fascinant, doamna Simona Mirela Miculescu, ambasador extraordinar și plenipotențiar, delegat permanent al României pe lângă UNESCO și prima femeie din România, căreia i s-a acordat rangul diplomatic de ambasador. Vă invit așadar să-i cunoașteți povestea. Excelența voastră, doamna ambasador Miculescu, vă mulțumesc tare mult pentru faptul că ați acceptat invitația mea la Brilliant astăzi în acest spațiu superb la Muzeul de Artă Apuseană, un loc de patrimoniu care cred că vibrează într-o anumită măsură cu activitatea dumneavoastră. Vibrează foarte mult și îmi este un loc foarte drag sufletului, pentru că îl cunosc de mulți ani, pe vremea când Asociația Prietenii Vilei Minovici era la începuturi, acum a devenit Asociația Patrimoniu pentru Viitor, și era practic un loc în care ne adunam pentru ședințe sau pentru evenimente. Avea viața lui, acum mă bucur foarte mult că găsesc totul neschimbat așa cum trebuie să fie un muzeu de artă și istorie. Să regăsești lucrurile frumoase. Așa că vă mulțumesc că ați ales această locație. Este chiar o idee foarte bună. Este o bucurie să cunosc prima femeie din România care a primit rangul diplomatic de ambasador. Așa este. Este foarte onorant, vă dați seama că, mai ales pentru o carieră diplomatică, este practic apogeul. Sunt foarte recunoscătoare președintelui care mi-a acordat acest rang atunci când eram consilier prezidențial, președintele Ion Iliescu. Și mi-a părut bine pentru că, fiind prima oară în istoria diplomației românești, îmi place să cred că am deschis poarta către această șansă pentru femeile diplomate, și avem femei diplomate absolut excepționale. Multe din ele au, între timp, au primit și ele rangul diplomatic de ambasador. Deci, da, totdeauna voi fi mândră de asta și vă mulțumesc. Excelența voastră, doamna ambasador Miculescu, pentru că discuția noastră va fi concentrată în jurul unor teme despre repere, despre valori ale identității naționale, despre patrimoniu, e important să amintim chiar la început faptul că anul acesta am primit o veste extraordinară din Maroc, de la Rabat, acolo unde știu că v-ați aflat, înscrierea elementului arta cămășii cu altiță, element de identitate culturală în România și Republica Moldova, pe lista reprezentativă UNESCO a patrimoniului cultural imaterial al umanității. Cum ați primit această veste? Vă așteptați? Nu știu de ce sunt atât de emoționată de fiecare dată când mi-aduc aminte de acel moment din 1 decembrie, pentru că a fost atâta pasiune și atâta muncă enormă pentru a ajunge la acel punct. Am avut emoții, pentru că am avut câteva probleme legate de dosar, pentru că un anumit organ de evaluare, cel care evaluează dosarele pe care le prezintă statele, în acest caz au fost 47 de propuneri de elemente pentru înscrierea în patrimoniul imaterial, acei evaluatori au considerat că dosarul nostru nu a întrunit două din cele 5 criterii necesare pentru a recomanda acestui comitet interguvernamental înscrierea în patrimoniul imaterial. Deci a trebuit într-un timp foarte scurt, pentru că raportul organului de evaluare s-a publicat abia pe 30 octombrie, am avut la îndemână un timp foarte scurt pentru a face o adevărată campanie de lobby, pentru a convinge fiecare stat membru, adică 24, asupra valorii acestui element și să aducem contraargumente care să compenseze informația pe care o aveau despre acele două criterii care erau problemă. Deci, a fost o campanie de lobby foarte intensă, unde contraargumentele au trebuit construite și prezentate cu foarte mult aplomb.
Am făcut o echipă excepțională, cele două ministere ale culturii și cele două ministere ale afacerilor externe din România și Republica Moldova, și a fost foarte intens exercițiul. Deci vă dați seama că în momentul în care am câștigat această bătălie, nici nu se poate descrie sentimentul în cuvinte suficiente, pentru că, nu știu, am simțit așa că parcă am câștigat o bătălie, realmente. O bătălie diplomatică am câștigat, într-adevăr, și mai ales o bătălie culturală. Pentru că, în fond și la urma urmei, valoarea acestui element este cea care ne-a dat posibilitatea să repurtăm această victorie. Cred că a fost și un pic de joc divin, pentru că, practic, pe agenda reuniunii comitetului, această discuție pe tema elementului pe care l-ați menționat era planificat pe 30 noiembrie. Dar Sfântul Andrei, protectorul României, a avut grijă de noi ca să pregătim un cadou superb României de ziua ei națională, și din cauza faptului că s-a prelungit foarte mult dezbaterea la alte două puncte de pe agenda, respectiv un dosar din Cuba și unul din Guatemala, s-a amânat discutarea dosarului nostru pentru 1 decembrie dimineața. Și iată că acea coincidență, chiar de ziua națională, a fost un sentiment extraordinar și va rămâne, vă dați seama că într-o carieră de 31 de ani în diplomație am adunat multe momente speciale de care îmi voi aduce aminte, dar ăsta va rămâne sigur unul dintre cele mai speciale. Da, iar una dintre cele mai frumoase descrieri despre cămașa tradițională românească a fost a prințesei Haifa al-Mogrin. Exact, ambasadoarea Arabiei Saudite, care este un ambasador absolut excepțional, dar și un om fascinant, fascinant. Yesterday, I met a very interesting heritage figure in Romania, and in asking her what does this embroidery mean, what does it mean to you and to the people of these two nations, she answered with a very interesting question. She said this embroidery carry a story of life. It is used for protection, for fertility, for prosperity. Distinsa noastră ambasadoare în Maroc, doamna Maria Ciobanu, planificase cu multe luni în urmă, înainte de a se ști data desfășurării reuniunii Comitetului Patrimoniului Imaterial, a organizat o recepție de Ziua Națională. Și cum credeți că a onorat ea Ziua Națională? Organizând, în cadrul recepției, o expoziție intitulată Ia Românească întâlnește caftanul marocan. Cine credeți dumneavoastră că a expus și a expus propria colecție? Doamna Iulia Gorneanu, care cred că nu mai are nevoie de nicio prezentare. Ei, am avut inspirată ideea de a invita la această recepție și cu permisiunea doamnei ambasador, membrii Comitetului Interguvernamental. Și au venit peste jumătate din membrii comitetului, printre care și ambasadoarea Arabiei Saudite, cu care negociasem în prealabil să ridice problema noastră, pentru că altfel nu exista posibilitatea să se discute cazul nostru, doar dacă un membru al comitetului ridică problema și ne susține, da? Și a existat un moment fermecat în care Haifa a discutat cu doamna Iulia Gorneanu. A fost un dialog între prințese, fiecare în felul ei, da? Și la un moment dat, țin minte că Haifa a întrebat-o dacă ar fi să sintetizați în câteva cuvinte ce înseamnă IA pentru poporul român. Și doamna Iulia Gorneanu i-a evocat ceva ce spunea celebrul etnograf și etnolog Sorina Pan: costumul popular tradițional este templu la purtător. Și cu acest citat, care a mers la suflet direct prințesei, de fapt, acest citat a fost evocat în speech-ul dânsei și dânsa a evocat, de fapt, discuția cu doamna Gorneanu. Deci, așa cum i-a spus și doamnei Gorneanu la sfârșit, vă mulțumesc că m-ați inspirat perfect pentru discursul meu de mâine dimineață. And when asked, can you summarize this in one sentence? She said, it is a temple carried by its own bearer. Nowadays, this tradition is being carried because it is truly a living heritage. Cred că după această săptămână la Rabat,
în timpul căreia am urmărit de dimineața până seara dialoguri, dezbateri absolut fascinante despre patrimoniul imaterial, vă mărturisesc, recunosc, nu știu dacă greșesc, dar îmi voi face datoria din toate punctele de vedere cu privire la orice altă convenție, dar convenția patrimoniului imaterial va rămâne pe veci favorita mea, pentru că este vorba de emoție, este vorba de talent, e vorba de om. Un adevăr etern până la urmă. Exact, care merge direct la suflet. Asigură această decizie o mai bună conștientizare a valorii acestei arte la nivel internațional, adică nu rămâne doar un reper de identitate națională? Evident, ajută la vizibilitate, dar nu aș vrea să ne gândim doar la dimensiunea internațională. Eu cred că cel mai important aspect legat de înscrierea ei în patrimoniul mondial imaterial este, în primul rând, conștientizarea pe plan național a importanței păstrării și valorificării și protejării acestei comori. Pentru că această înscriere nu este doar un drept și nu vine doar cu avantajul de a fi într-o vitrină mondială, vine și cu responsabilități. Responsabilități ce revin tuturor celor care sunt parte a păstrării și protejării acestui și promovării acestui element de patrimoniu, de la comunități la autorități. De la autorități locale, la autorități regionale, la autorități centrale. Nu uitați că salvgardarea unui asemenea element incumbă foarte multe măsuri care trebuie luate, pentru că va exista o monitorizare periodică a salvgardării acestui element. Și ceea ce a contat foarte mult și de fapt a fost unul din, punctele de reper în contraargumentația noastră, aici nu este vorba numai de măsurile luate de guvern, de autoritățile locale sau centrale, ci de măsurile la care se angrenează comunitățile și societatea civilă. Pentru că, din fericire, la noi în țară, societatea civilă este o voce extraordinară în privința patrimoniului, atât celui material cât și celui imaterial. Dar România, în tot acest proces, cu ce element de autenticitate v-a ajutat pe tot parcursul activității dumneavoastră? Eu cred că România ne-a dăruit, în primul rând, creativitatea în ceea ce am făcut. Pentru că, țin minte, bună oară, când a fost numit ambasador al României pe lângă Națiunile Unite, apropo, primul ambasador femeie, apropo de premiere. Da, din 2008 până în 2015. Din 2008 până în 2015, dar din anii 50, când a fost primiți în Națiunile Unite, nu existase, n-au existat decât ambasadori bărbați. Deci a fost o altă premieră de care sunt foarte mândră, cum de fapt sunt mândră și acum, pentru că sunt prima femeie delegat permanent a României pe lângă UNESCO în istoria sa de 66 de ani. Da? Și mi-aduc aminte că am fost numită exact când a început criza financiară. Dar austeritatea pentru cei care reprezentau România și trebuiau să promoveze imaginea României cu buzunarele literalmente goale, a fost un exercițiu foarte dificil și cred că ne-a ascuțit creativitatea la maximum. Și atunci am simțit ca niciodată și am beneficiat ca niciodată de acest dar pe care îl avem noi românii. Creativitatea. Mă rog, ce fel de creativitate? E adevărat, am pus un mic talent personal în slujba țării, am început să cânt, da? Și creând imagine personală, am creat, de fapt, pentru că tu acolo nu ești Simona Niculescu, în cercul acela, ca și aici la UNESCO, suntem 193 de state membre, 193 de ambasadori, da? Tu nu ești Simona, nu ești doar Simona, tu ești România. Și pentru publicul nostru, pentru cei care nu sunt familiarizați cu această lume, să le explicăm care este diferența dintre rangul de ambasador și funcția de ambasador.
Luna diplomației este o lume foarte misterioasă pentru majoritatea telespectatorilor dumneavoastră și în general. Și, din păcate, o lume care este tarată de clișee frivole. Și cred că diplomații profesioniști, urmații de carieră, merită mult mai mult decât asta. Diferența este următoarea. Rangul diplomatic de ambasador, hai să zicem că este similar cu rangul militar de general. Deci, practic, este rangul suprem la care poate să acceadă un diplomat de carieră. Ce înseamnă diplomat de carieră? Diplomatul de carieră este cel care își desfășoară activitatea de la începutul carierei până la finalul ei în cadrul Ministerului de Externe. Fiecare rang diplomatic se câștigă prin concurs, prin examene, da? Nu este diplomatul ocazional, care mai există, nu numai în țara noastră, ci și în alte țări. Deci, practic, este rangul cel mai înalt pe la care poate să acceadă un diplomat de carieră. În timp ce funcția de ambasador poate să fie acordată de șeful statului, chiar și unei persoane care vine din afara lumii diplomatice sau din lumea diplomaților de carieră. Poate să fie o personalitate culturală, cum este cazul și a fost cazul de atâtea ori, nu numai în România. O personalitate politică. O personalitate în care șeful statului, cel care numește ambasadorul, are încredere că va promova, cum se cuvine, interesele țării în țara de reședință. Ce face mai exact un ambasador extraordinar și plenipotențiar delegat permanent pe lângă UNESCO? Face mult mai multe decât să se plimbe pe la recepții, cum cred unii, și să consume șampanie și caviar. Gândiți-vă că sunteți într-un cerc închis în care sunt 193 de locuri. Sunt 193 de state membre, da? Cu care tu interacționezi. Pentru că, practic, mediul tău de acțiune și de vizibilitate și target audience, cum se spune în advertising, pentru tine, publicul pe care trebuie să-l visezi, sunt acești 193 de ambasadori, aceste 193 de țări. Că asta este diplomația multilaterală și vreau să ajung la diferența dintre diplomația multilaterală și cea bilaterală. Deci, toate energiile, resursele, proiectele noastre se consumă în acel cerc imens, dar închis. În timp ce ambasada României în Republica Franceză se ocupă de diplomația bilaterală, adică de relațiile dintre România și Franța, interacționând cu toate straturile societății franceze. Da? Ei, gândiți-vă că în tot acest cerc atât de larg, tu trebuie să promovezi interesele naționale ale țării tale, proiectele țării tale, inițiativele sale, candidaturile sale. Trebuie să fii parte activă în toate dezbaterile pe cele 5 teme principale, care evident că au 10 de teme subsidiare, da? Sunt 10 de evenimente, 10 de conferințe care creionează viitorul, prezentul și viitorul domeniilor respective. Sunt o mulțime de evenimente culturale pe care ori le organizezi tu, ori le organizează ceilalți, dar trebuie să participi. Tot ce pot să vă spun este că de dimineața până seara am ce face. Este o agendă extraordinar de intensă, extraordinar de interesantă, pentru că, așa cum mi-a plăcut și la Națiunile Unite, munca la UNESCO este, și diplomația în general, atunci când o faci cu adevărat, este un exercițiu intelectual permanent. Îți deschide mintea în fiecare zi, înveți în fiecare zi ceva nou. Și trebuie să fii foarte informat, pentru că în toate aceste discuții, pentru că, de exemplu, și aceste recepții sau dinerurile diplomatice, nu să credeți că ele sunt doar așa ca să gustăm din mâncarea marocană? Nu! La aceste dinerurile diplomatice eu mai fac un pic de lobby pentru candidatul meu, expertul meu în patrimoniu imaterial pe care l-am candidat la nu știu ce comitet, mai rezolv un element de negociere pe o inițiativă a României în domeniul educației pentru dezvoltare durabilă. Pe lângă caracterul de socializare al acestor evenimente protocolare, există un caracter de lucru foarte pregnant, pe care nu-l vede nimeni. Dar el există. Sunteți un artizan al detaliului. Absolut. Aproape obsesiv.
aproape compulsiv, recunosc. Dar probabil că, poate că și ăsta a fost sunat tu pentru a crește în această meserie. Nu se spune întâmplător că diavolul zace în detaliu. Nu se spune deloc întâmplător. Să vă dau un exemplu memorabil al minter, pentru că îmi place totdeauna să le evoc. Vizita istorică a președintelui George Bush, când la câteva zile după ce România a fost, tocmai am celebrat 20 de ani de când România a fost invitată să adere la NATO, la summitul de la Praga din 2002, și la câteva zile președintele George Bush a vrut să felicite personal poporul român. Gândiți-vă că am avut doar câteva ore pentru organizarea vizitei, deci apropo de detalii, da? Aveam convorbiri la Cotroceni, după care veniți în piața Revoluției, speech vis-a-vis de balconul din care a vorbit Nicolae Ceaușescu pe 21 decembrie, da? Zi de noiembrie, super friguroasă, super ploioasă, jumătate de milion de oameni în piața Revoluției, care nu au fost mobilizați, au venit, că au vrut să-l vadă pe președintele Statelor Unite ale Americii și au stat acolo în ciuda ploii înghețate. După convorbirile de la Cotroceni, se vine în piața Revoluției, continuă să plouă înghețat, dânsul este șocat să vadă atâta lume care îi se spune de către cei câteva sute de agenți Secret Service care au venit, acum pot să spun, este șocat să vadă că toată lumea asta l-a așteptat atâtea ore. Și în momentul în care ia cuvântul, în momentul în care președintele Iliescu îi dă cuvântul, ploaia se oprește și un superb curcubeu apare deasupra capetelor tuturor. Vă jur că n-a fost organizat. Deși unii au speculat acest lucru. Și chiar dânsul a spus, oprindu-se din speech-ul pregătit, Dumnezeu ne zâmbește. A fost un moment absolut extraordinar. Această vizită este poreclită în Casa Albă, The Rainbow Visit. Am văzut, când a fost la Casa Albă, în biroul oval cu președintele, în 2004, da? Gândiți-vă că pe holurile care duc spre biroul oval sunt fotografii din vizitele cele mai memorabile efectuate de președintele Statelor Unite. Două fotografii din toată economia aceea de zeci de vizite, două, nu una, erau de la The Rainbow Visit. A căpătat rolul UNESCO o importanță și mai mare în acest context internațional dificil prin care trecem? S-a schimbat într-un fel? Absolut. Nu trebuie să evoc decât ce catastrofă a fost pandemia pentru educație, da? Ei, cine dintre organizațiile internaționale are educația ca element de mandat? UNESCO. S-au făcut eforturi extraordinare pentru a redefini, pentru a găsi noi paradigme, pentru că, practic, educația a suferit un proces de transformare inevitabil, inerent și foarte necesar. Și aș vrea să menționez faptul că exact în acest an a avut loc la nivelul Națiunilor Unite summitul pentru transformarea educației, unde sunt mândră să spun că președintele României a jucat un rol esențial, pentru că practic a fost copreședinte al unuia din grupurile de acțiune, cel legat de condiția profesorului. Da? Deci a avut România un rol foarte activ, pentru că nu e vorba doar, atunci când auziți de un summit, nu e vorba doar de reuniunea în sine, se întâmplă câteva zile, nu. E un întreg proces care implică negocieri și consultări prealabile de luni, de zile. Deci administrația prezidențială, actualul ministru al educației, doamna Ligia Deca, a fost direct implicată în tot acest proces. Sigur că în timpul reuniunii domnul președinte a fost actorul principal și acest proces are un follow-up, sau această reuniune are un follow-up de care se ocupă UNESCO. Este doar unul din multiplele exemple pe care vi le pot da pentru relevanța crescută a UNESCO în acest context internațional și în acest context în care s-a demonstrat, inclusiv pentru toate vocile acelea care spun că Națiunile Unite, sistemul ONU, organizații internaționale nu mai au relevanță. Nu. Fără cooperare internațională, în timpul pandemiei, nu cred că am fi reușit să o învingem. Cum ați resimțit experiența debutului în diplomație? Vă mai amintiți? Cu foarte multă emoție, pentru că a fost un concurs foarte dur. A fost în 1991 acest concurs. Eu
auzeam tot felul de povești despre faptul că așa să te duci tu, o fată de la sat mare, să încerci să dai concurs la Ministerul de Externe, care e o instituție atât de impresionantă. M-am dus și am câștigat. Gândiți-vă că eu am învățat franceză și engleză, am absolvit Babeș-Bolyai la Cluj, la o facultate excepțională de filologie al minteri, dovadă, cariera pe care am făcut-o, fără să calc în Franța sau universitățile franceze sau engleze până la absolvire și după, nu? Deci era o șansă extraordinară pentru noi să atingem cu mâinile noastre niște vise care păreau intangibile înainte și să învățăm meserie. Eu am făcut, de exemplu, un curs de diplomație de 3 luni în Marea Britanie, care, cel puțin la vremea aceea, era un model și rămâne un model în privința diplomației. Deci, cu emoție, cu incitare, era o experiență total nouă și am avut foarte mare șansă de a avea în preajmă diplomați cu mare vechime. Mi-aduc aminte de dragul și distinsul ambasador Traian Chebeleu, de la care am învățat meserie și, practic, el m-a pregătit și în 93, când a venit ca ministru domnul Teodor Meleșcanu, am devenit prima purtătoare de cuvânt femeie din istoria MEAE. Pentru că până atunci, până în 1990, oricum nu existase purtător de cuvânt, că nu existau relații publice sau existase doar propagandă. Iar în 93, împreună cu colegul Mircea Joan, am fost numiți amândoi purtători de cuvânt ai domnului Meleșcanu. Deci, mi-aduc aminte de fiecare etapă, pentru că fiecare etapă a însemnat enorm în formarea mea și am construit totul ardelenește, cărămidă cu cărămidă, nu am sărit nicio etapă, mi-am dat toate examenele, am construit temeini. Probabil că cel care m-a marcat pe viață a fost ambasadorul care m-a recrutat, ca să zic așa, pentru a lucra cu dânsul la Washington DC, academicianul Mihai Botez, un excepțional diplomat și patriot care, din păcate, ne-a părăsit mult prea curând. Eu cred că ar fi jucat un rol providențial în istoria României dacă Dumnezeu n-ar fi avut nevoie de el acolo sus. Pentru că domnia sa, nu știu, aveam senzația că este din altă lume. Domnia sa fusese nevoit să emigreze și devenise un strălucit futurolog la Stanford University, da? Un om cu multiple posibilități financiare, dincolo de excepționala sa pregătire academică, din cauza căreia, de fapt, a fost stigmatizat, pentru că domnia sa, fiind futurolog, a făcut pe bază științifică o analiză, o prognoză a viitorului României și a prezis ceea ce avea să se întâmple în din anii 80 încă. Ne făcea să ne simțim invincibili, ne făcea să fim creativi. Apropo, datorită faptului că domnia sa, în 1995, da, știa ce înseamnă internetul și știa ce va deveni internetul, datorită domniei sale, am reușit să creez primul site oficial al României pe internet. Primul site oficial al României pe internet în 1995 a fost cel creat de Ambasada României în Statele Unite. Conceptul tehnic a fost evident realizat de o firmă de specialitate care trebuia finanțată. A scos bani din buzunar. A vrut să facă acest lucru, a vrut să deschidă această poartă a României către lume. Și a fost o experiență de neuitat. Deci, îmi place să cred că aceea a fost întâlnirea providențială. Sigur, a fost la 30 ceva de ani, dar dintre personalitățile cu care am lucrat, cred că acea flacără iese de la dânsul. Da, și ați parcurs cam toate etapele carierei diplomatice, unele dintre ele chiar riscante, chiar periculoase. Cum v-a modelat experiența de a locui și de a vă exercita misiunea la Bagdad în calitate de consilier al guvernului irachian pe probleme de educație, cultură și relații publice? Era o perioadă în care riscai să-ți pierzi viața. Așa este. Prima experiență de acest gen a fost, de fapt, în 1999, imediat după războiul din Kosovo. Deci nu vă pot descrie haosul care era în Priștina la acea vreme, imediat după război. Din fericire, nu știm ce înseamnă, nu știm ce înseamnă război. Mai exploda câte o grenadă în apropierea sediului sau a locuinței,
Credeam că sunt pregătită pentru Bagdad. Ei bine, nu. Pentru că la Bagdad am fost într-o perioadă, în 2006-2007, care a fost extraordinar de grea din punct de vedere al securității. Am trăit bombardamente. Primul a fost dramatic, cu restul te obișnuiești. În mod ciudat, natura umană se adaptează la orice. Au fost bombardamente chiar și zilnice în anumite perioade. Și practic eu mi-am încheiat mandatul după un an și jumătate, am hotărât să-l închei pentru că mi-am dat seama că mi-am forțat un pic cam mult destinul, pentru că am luat această decizie după ce 5 colegi de-ai mei au fost răpiți de către insurgenți și din păcate 4 dintre ei și-au pierdut viața în condiții de nedescris. Dar eu sunt foarte recunoscătoare acele experiențe, pentru că, știți, atunci când ești ca într-o boală terminală, când ești la limita între viață și moarte, îți faci un inventar, nu ai timp niciodată. Ești prea ocupat în viața obișnuită să îți faci un inventar. Ești fericit. Cum stai cu visele? Ți le-ai împlinit? Ce priorități ar trebui să ai? Și, mai mult decât orice, nu te gândești niciodată că cel mai de preț cadou în viață nu este nici bogăția, succesul, nici măcar dragostea. Este viața însăși. A fi în viață este cel mai important cadou pe care putem să-l primim. N-am să uit, am tot povestit asta pentru că vreau ca tinerii să înțeleagă valorile adevărate pe care trebuie să le prețuiască. Și prima dintre ele este viața însăși. Și cea mai importantă lecție pe care am învățat-o este că trebuie să trăiești fiecare clipă ca și cum ar fi ultima. Trebuie să trăiești totul din plin. Aveau dreptate cei care au lansat acel minunat slogan, Carpe Diem. Este adevărat. Trebuie să prețuiești fiecare secundă a vieții tale. Noi eram cazați în niște containere, în tabăra aceea din zona verde a Bagdadului, care în mod normal era o zonă mai safe, trailere care erau, sau containere care erau acoperite cu 6 rânduri de saci de nisip. Deci eram consemnați când am primit anunțul să fim pe recepție și nu o să uit niciodată și de atunci să știți că am întotdeauna pregătit un rucsac cu cele necesare pentru o posibilă evacuare. Asta mi-a rămas ca și un obicei. Am întotdeauna situl necesar adunat într-o gentuță oriunde sunt. Chiar și în zonele cele mai sigure. Nu știu de ce, instinctul uman. Aveam o cameră și o baie. M-am dus în baie și m-am ghemuit în baie. Nu avea nicio importanță unde eram, așa, dacă se întâmpla. Și gândiți-vă că am avut o revelație în acel moment. Deci până atunci creasem o, nu știu, construisem o carieră prodigioasă, reușisem să îmi întemez o familie cu un bărbat foarte înțelegător, un bărbat extraordinar, minunat, 2 copii care sunt ochii mei, ochii sufletului meu. Credeam că pot totul, da? Am reușit totul cu forțele proprii. Ei bine, mi-am dat seama, m-am descoperit așteptând să decidă altcineva pentru mine, dacă eu în clipa următoare mai trăiesc sau nu. Și pentru mine momentul acela a fost transformațional și de aceea sunt foarte recunoscătoare aceste experiențe atât de dure. Turning point in my life. Pentru că după aceea am început să mă uit în oglindă și să mă întreb ce mai fac, ceea ce n-apucasem să fac înainte. Atunci m-am hotărât să nu mai renunț la ceea ce m-a pasionat de o viață întreagă. Am reînceput să cânt. O să râdeți, în trupa campusului. Noi sigur că suntem performeri, dar orice om care obține o performanță este om în primul rând. Și ca orice om avem fiecare fricile noastre, vulnerabilitățile noastre. Și atunci trebuie să-ți găsești metode prin care să învingi frica. Ori pentru mine asta a fost cântatul. Simt fiecare emoție și fiecare vibrație în silabele dumneavoastră. Ce le conferă perenitate? Cred că, în primul rând, sinceritatea trăirilor și emoțiilor și iubirea
acesta, care exista un concept, sau poate îl creăm noi, diplomația iubirii, diplomația bunătății, diplomația generozității. Suntem, mă simt orfană câteodată în această lume, care este mult prea mult tarată de ură, de conflict. Trebuie să fim și mai puternici și să ne coalizăm și să devenim campioni ai iubirii. And the dream we were conceiving will reveal a joyful face. And the world we once believed in will shine again in grace. Știu că mă urmăresc foarte mulți tineri și vreau să simtă de la mine, din experiența vieții mele, să simtă ce simt eu în fiecare zi când, nu știu, înregistrez o victorie pentru România sau când negociez o victorie pentru România sau când văd un spectacol. Eu nu sunt pe platforme ca să mă laud, nu. Vreau să-i semnalez celui care mă urmărește că există un lucru interesant în cazul în care vine la Paris să meargă la acel spectacol sau să viziteze acea expoziție, pentru că este un moment de bucurie. Ori trebuie să ne hrănim mai mult din frumos. Ați fost și ambasador, reprezentant permanent pe lângă Națiunile Unite din 2008 până în 2015. Cum și-a pus acea perioadă amprenta pe traiectoria dumneavoastră profesională? Eu cred că postul de ambasador extraordinar și plenipotențiar, reprezentant permanent al României pe lângă Națiunile Unite, este cel mai complex și fascinant post ambasadorial, dar poate și post diplomatic, pentru că, credeți-mă, eu am avut o echipă foarte tânără la New York și, în general, nu am fost genul care, pentru care managementul înseamnă să-ți aduci oamenii tăi, să selectezi tu oamenii. Nu, există management, cel mai incitant este să conduci o echipă pe care o găsești acolo. Mi-aduc aminte de panica pe care am simțit-o după ajungerea mea la New York. Pentru că realmente am citit mii de pagini, pentru că trebuia să acopăr sute de subiecte și de teme, toate importante pentru România, pentru că exista câte o fereastră de oportunitate în fiecare domeniu, fiecare temă principală de pe agenda Națiunilor Unite. Până când mi-am dat seama că nu voi putea. Pentru că panica creștea și deja mă blocam intelectual. Și atunci am învățat puterea pe care ți-o dă expertul. Și atunci am învățat cât de importantă, am învățat cu atât mai mult cât de importantă este echipa pentru tine. Și asta o spun fiecărui manager care mă urmărește. Nu existi fără echipă. Tu nu existi. În momentul în care s-au format, ne-am format experții pe diversele domenii, de la drept internațional până la drepturile omului sau dezvoltare durabilă, m-am mișcat altfel pentru că eram briefată, câștigam timp. Gândiți-vă că viața mea era un, exact cum v-am spus, un balet între evenimente, reuniuni, conferințe, negocieri, și dacă nu aveam echipa cu mine care să mă briefeze la fiecare pas, n-aveam succes. Deci, probabil că postul de ambasador al României pe lângă Uniunea Europeană este cel mai greu și foarte complex. Pentru că sunt foarte multe tehnicalități și, mă rog, are greutatea lui extraordinară generată de greutatea organizației pe lângă care lucrează. Dar acest post la Națiunile Unite, pentru că, repet, e vorba de 193 de țări, sau, mă rog, celelalte 192 de țări pe care trebuie să le convingi de valorile tale, de inițiativele tale, de proiectele tale, este un exercițiu global și foarte, 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 foarte incitant. Cum ați perceput-o pe fosta suverană, majestatea sa, regina Elisabeta a II-a? Ați interacționat cu majestatea sa la un dejun privat în 2004, în cinstea președintelui Ion Iliescu. Așa este. Mi-aduc aminte că ne-am dus în salon pentru a lua ceaiul și dânsa a interacționat cu fiecare membru al delegației în parte. S-a părut atât de mică de statură. Era cât mine. Eu care o vedeam măreață, grandioasă, impozantă, nu? Pentru că, așa, ca personalitate, este și va rămâne mereu în percepția mondială. Și am văzut o doamnă
bineînțeles, îmbrăcată foarte, foarte colorat, culoare intensă, și m-a întrebat ce fac copiii. Deci, probabil că în Talking Points, pentru dânsa, dânsa a cerut și câteva elemente de viață personală. Ei, mă așteptam la orice întrebare, dar la așa ceva nu mă așteptam. Dacă nu ați fi devenit diplomat, ce v-ați fi făcut? Actriță și cântăreață. Eu am vrut să dau la IATC, dar părinții mei au complotat, mă rog. A fost o poveste mai complicată, în acele vremuri era mai complicat, erau doar 5 locuri la IATC, eu eram steaua regională și părinții mei nu au vrut să mă expună unui eșec, dar au făcut tot din foarte mare dragoste și probabil că au rămas cu nostalgia faptului că n-am dat la IATC, dar am ales să fiu actriță pe scena lumii. Îmi place să spun. Și cred că se potrivește foarte bine. Și cred că talentul meu dramatic m-a ajutat enorm în cariera diplomatică. Și mai ales în cea de purtător de cuvânt, pentru că acum pot să spun jurnaliștilor, colegilor noastre care erau parteneri în anii 90, prima conferință de presă ca purtător de cuvânt al MEAE este pentru mine un moment de neuitat, pentru că aveam o tribună. De aici, de la talie în sus, exalam încredere în mine însă, profesionalism, colegialitate, că îmi plăcea să fiu cu anumite limite cât mai deschisă, nu? Colegială cu interlocutorii mei. Dar dacă ar fi văzut ce se petrecea în spatele, de la talie în jos, în spatele pupitrului, cum îmi tremurau picioarele. Deci dacă n-aș fi avut talent artistic, probabil că n-aș fi făcut față cu brio primele mele conferințe de presă. Și în general, îmi maschez emoțiile prin calitățile mele artistice. Iar muzica este viața mea și muzica a fost scutul meu mental și la Priștina și la Bagdad. Aveți și un doctorat în literatură. Da. Dintre Borges și Gabriel García Márquez, care dintre ei rezonează cel mai bine cu trăirile identitare ale sufletului dumneavoastră? Răspunsul este foarte simplu. Cred că Un veac de singurătate îmi descrie condiția. Din titlu. Până la urmă, singurătatea este unul din atributele diplomatului. Un moment pe care îl puteți numi plenar, joie de vivre? Am să aleg momentul în care am cântat în fața unei săli adunării generale ONU, pline ochi, împreună cu trupa pe care am fondat-o, prima trupă vreodată în istoria Națiunilor Unite, formată exclusiv din ambasadori. Trupă care se numea UN Rocks și care, țin minte că atunci am cântat Imagine și sala a cântat cu noi și a fost un moment absolut incredibil, pentru că sala era plină de diplomați, de elită mondială și mi-am dat seama cât de asemănător până la urmă suntem. Toți cântam împreună Imagine. Iar noi le dădeam tonul. Și asta mă făcea foarte mândră. Doamna ambasador Miculescu, vă mulțumesc tare mult pentru această ocazie de a vă avea invitat. Vă mulțumesc în numele publicului Televiziunii Române și în numele tuturor românilor pentru tot ceea ce faceți pentru România. Și vă doresc succes în toate proiectele pe care le veți iniția cu succes, sunt convinsă, de acum înainte. Vă mulțumesc frumos, doresc tuturor românilor să se iubească pe ei înșiși mult mai mult, să iubească România, să aibă un an mult, mult mai bun și, ca la noi în Ardeal, vaie bună și o corindă și un colac de pus în grindă. La anul și la mulți ani!